Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit la Dale Dimineții, aici la Hunedoara 1 TV. Și cu puțin noroc ne puteți auzi la o poveste, pentru că suntem mulți astăzi aici la Dale Dimineții și noi în echipa de la Hunedoara 1 TV. Bună dimineața, Rosi, bună dimineața, Bianca. Suntem mai mulți și noi de la Tehnic, dar suntem mai mulți și ca invitați. Dar până acolo să ne amintim că suntem încă în februarie, dragii mei. N-am trecut pasul către martie. Așteptăm primăvara cu toții. Așteptăm cu toții să reînvie natura. Că poate reînviem și noi în suflete. Mai lăsăm din griji, mai lăsăm din probleme și revenim, dragii mei, la viață. Și tot despre revenire la viață și despre bucurie, ieri dimineață v-am spus că o să am o surpriză pentru dumneavoastră în această dimineață, dar colegele mele de la știri au dezvăluit secretul, să spunem așa, și Nicol Ebner și Petronela Tămaș au spus că astăzi, la Dale Dimineții, o să avem parte despre roboți, dragii mei, roboți. Acum, fiecare înțelegem ce vrem prin roboți. Eu vreau să vă dezvălui cu mâna pe suflet că n-am dormit un ochi azi noapte, pentru că n-am înțeles mai nimic din ce fac acești tineri minunați, ce fac mentorii, ce fac, care sunt regulamentele, pe unde sunt alianțe și până unde e la alianță și până unde e război. Ce am înțeles eu, am înțeles un lucru foarte frumos și rog pe Rosi să pună prima postare pe care am găsit-o pe site-ul liceului de la Hunedoara, în care cei de la Robotics spun foarte frumos despre eveniment și ne dezvăluie o alianță, dragii mei, o alianță între două instituții de învățământ din județul Hunedoara, între Traian Lalescu, liceul din Hunedoara, și Colegiul Decebal din Deva. Aș putea să spun cu mândrie că județul Hunedoara, în acest weekend, la Timișoara, a fost la mare înălțime și cred că au luat cam toate premiile care s-au putut lua. Dar pentru asta îi avem alături să ne explice ce înseamnă să fii aliat, până unde, când devii concurent și cum se desfășoară un astfel de concurs, de ce au nevoie acești tineri pentru a ne duce mai departe și peste hotare, îi avem alături de noi în această dimineață pe domnul profesor. Bună dimineața! Bună dimineața! Cu toții cred că îl cunoașteți pe domnul profesor Mircea Nistor de la Robotics Hunedoara. Robotics și Reventec, sunt mentor la ambele echipe. Foarte frumos spus. Un alt mentor alături de mine în această dimineață. Bună dimineața. Și stați să citesc, că am cerut acordul. Și este Adrian Budiul. Și n-am greșit, cred. Nu ați greșit, sunt profesor de istorie și eu sunt mentor la Raventec și Robotics. Și doi elevi minunați, îl avem aici pe Luca Achim. Bună dimineața! Bună dimineața! De la Robotics? Da, de la Robotics. Și Alexandra Zanef de la? Raventec, bună dimineața! Asta e, frate, m-au ajutat, n-am greșit. Foarte frumoasă postarea, mi-a plăcut. Îl salutăm și pe domnul Sorin Stănculescu de la Decebal. Păcat că nu ne permite spațiu să aducem. Nu se știe niciodată când o să reușim să-i adunăm pe toți la oaltă, pentru că se pare că județul Hunedoara s-a hotărât în acest weekend să facă ravagii la Timișoara. Domnul profesor, ce s-a întâmplat acolo la Timișoara că ați ridicat județul Hunedoara la rang de vedetă, să spunem așa? Ce s-a întâmplat la Timișoara? S-a întâmplat de fapt la Arad, printr-o conjunctură deosebită. Anul ăsta regionala de Timișoara s-a desfășurat la Arad.
Hunedoara, județul Hunedoara este extrem de bine reprezentat, sunt deja 9 echipe de robotică în județ. Au fost prezente la Arad și 5 dintre ele s-au calificat chiar la faza națională dintr-un total de 14 echipe care au făcut lucrul acesta. Nu există un alt județ cu un astfel de palmares și frumusețea este că s-au calificat cu diverse premii. De pildă, unii au câștigat în teren, cum a fost Alianța Câștigătoare, din care a făcut parte Robotics, Reventec și Decebal Tech, de la Colegiul Național Decebal de aici din Deva. Dar au obținut și o mulțime de premii pe lângă performanța din concurs. Cei de la Decebal au obținut Inspire Award 2, Robotics a obținut premiu pentru programarea robotului care se numește Control Award, iar Reventec a obținut premiul pentru inovație, Innovate Award, pentru inovațiile aduse robotului lor. Așa că e un palmares absolut formidabil. Una dintre echipele din județ calificate este o echipă nouă, abia înființată, e vorba de echipa din Hațeg, și au reușit la prima lor participare să se califice la faza națională printr-o selecție foarte dură anul acesta, doar cam o treime dintre echipele participante la Arad au obținut calificare. Deci e un județ în care ne putem pune speranțe. Eu am înțeles, vreau să rămânem un pic la Hațeg, acei copii îi ajutați. Eu am înțeles că vin la voi și vă cer piese de la voi ca ei să poată, și am înțeles că cu dare de mână îi ajutați totuși. Nu numai noi și cei de la Decebal, adică toți cei care suntem aici în zonă, îi sprijinim, pentru că începutul este foarte greu în acest gen de competiție, ai nevoie de foarte multe componente, ai nevoie de foarte multe cunoștințe tehnice, ai nevoie de foarte multă experiență în a te descurca în hățișul regulamentelor și modului de funcționare a acestei competiții, așa că suntem deschiși, Hațegul este mai aproape de noi și foarte frecvent ne întâlnim și lucrăm împreună și facem schimb de experiență și le furnizăm din componentele pe care le-am strâns noi de-a lungul anilor. E foarte complicat regulamentul, eu m-am chinuit, am recunoscut o noapte întreagă, nu mi-a ieșit. O să încercăm să-l descifrăm în această dimineață puțin, că vreau să vorbim despre realizările acestor copii. Copiii sunt importanți. Vreau să demonstrez încă o dată, așa cum o spun în fiecare dimineață, că acești tineri, generația asta tânără pe care ne-am obișnuit să dăm vina mereu că ei sunt vinovați, că nu vor fi, că nu va fi, că nu avem viitor. Eu vreau să dărâm acest mit și vreau să demonstrăm, dragii mei, că eu mă aliez cu voi, vă țin mereu apărarea și ieri dimineață în emisiunea cu Nicol v-am ținut apărarea. Eu am foarte mare încredere în voi și am încredere că tinerii din ziua de astăzi pot face lucruri minunate. Și prin prezența lor la emisiunea Dale Dimineții, aici la Matinal, vreau să și demonstrăm asta. Și începem cu domnișoarele, dai voie, Luca. Alexandra, mereu pun acea întrebare, de ce o fată, de ce roboți? E mai delicat. Fetele la vârsta ta, mai cu machiaj, mai cu Insta, mai cu Facebook, mai cu așa, de ce roboți? La o domnișoară. Întotdeauna mi-a plăcut să mă implic în comunitatea în care fac parte și pentru mine robotica a fost o modalitate bună de a face lucrul ăsta. Eu nu fac parte din departamentul tehnic, într-adevăr, dar mă ocup foarte mult de partea non-tehnică care ține de relațiile publice, de promovare pe rețelele sociale și îmi place foarte mult partea asta. Și de asemenea, cred că robotica este o ocazie pentru mine să mă dezvolt foarte mult pe plan personal. Mereu spunem, mereu demonstrăm că noi femeile avem și noi un rol în viața bărbaților. Ei cu șuruburile, noi cu pregăteala, că, cred, nu știu. Cât de importante sunt fetele? O întrebare delicată pentru Luca. Cât de importante sunt fetele într-o echipă? Sunt foarte importante, mai ales foarte copilă. Ce poți să spui când ne apropiem de martie, de luna femei?
Mulțumim, Luca. Vă împiedică fetele, așa, în general? Nu. Nu? Nu se pune problema. Foarte frumos spus. Luca, care e rolul tău în echipa ta? Păi să conduc robotul și să-l construiesc. Să mă gândesc de în ordine inversă. O prima dată îl construiești. Mulțumesc. Ce înseamnă să construiești un robot? De unde începi? Ai un vis? Nu. Începi de la niște reguli și niște date de care sau nu știu, de la niște reguli și de la niște teme din care ai în care trebuie să fie cuprins robotul și mai departe începi cu schița, cu modelul 3D, cu construcția sa, cu multe teste, foarte multe teste, mai ales pentru sistemul și încet, încet ajungi la produsul final. Eu am aflat în această dimineață de la domnul profesor, în povestea pe care o avem mereu înainte de a începe emisiunea, că în concursurile acestea folosiți anumite piese, anumite șuruburi, ai o temă prestabilită și trebuie să respecti. Am înțeles că unele etape sunt chiar eliminatorii, adică dacă nu le respecti anumite reguli, ești eliminat. Ai un cerc de prieteni cu care povestești din cadrul echipei sau adică folosești o întreagă echipă în momentul în care vrei să îți vine o idee și respecti o temă, așa cum mi-ai explicat, sau te impui? Eu vreau să facem așa. Cum faceți acolo, la echipa voastră? Nu se pune problema de așa ceva. De exemplu, la începutul sezonului chiar ne întâlnim toți și stăm cam o oră sau două să dezbatem tema de anul ăsta, de joc. Și găsim cu toți o soluție. Și dacă sunt mai multe, le luăm, le punem pe tablă sau le punem pe foaie și vedem care ar fi cea mai bună, cu pro și contra. Când ajungem la egalitate, le testăm și vedem cu adevărat care este cea mai bună. Așa le punem pe robot. Asta înseamnă spirit de echipă, despre asta povesteam. E foarte interesant că ambele licee, și colegiul de la Deva și liceul de la Hunedoara, au câte două echipe. Eu asta n-am prea priceput în care e ideea, până unde suntem dușmani și până unde și când devenim aliați. Domnul profesor e profesor de istorie. Eu nu mai înțeleg nimic aici. Ce caută un profesor de istorie la robotică? De ce avem două echipe și nu avem una? Pentru că dacă am avea una, am fi mai puternici, nu? Ce, cum să zic? Deci, ideea este următoarea. Eu să le iau pe gând întrebările. Așa. În primul rând, ce caută un profesor de istorie la robotică? Păi m-am implicat datorită faptului că fiul meu în urmă cu ceva ani a fost într-o echipă care a câștigat multe medalii de aur în Mexic. În 2018 se întâmplă acest lucru. Iar după acest moment, ca să ajung la a doua întrebare, au venit foarte mulți doritori. Își doreau foarte mulți copii să vină, să facă parte de echipă. Și într-o echipă avem un număr limitat, 15 membri maxim. Prin regulament. Prin regulament. Și atunci am zis, ok, a zis domn profesor, ok, mai facem o echipă. Și mi-a spus, și așa ești părinte, și așa vii peste tot cu propriul copil, nu vrei să? Și am acceptat, neștiind prea bine ce presupune lucrul ăsta. În ce presupune lucrul ăsta? Până să răspundeți la următoarea întrebare. Multă muncă, multă implicare, presupune destul de mult efort, dar și multă satisfacție. Pentru că îi vezi pe copii crescând și îi vezi, practic, de la cum era meu copil când a început robotica, nu era în stare să învârtă două șuruburi, iar când a terminat, construia roboți, nu avea niciun fel de problemă și actualmente e student la Cluj, la informatică, deci s-a dezvoltat extraordinar, îi dezvoltă foarte mult pe copii. Din cauza asta rămân, chiar dacă sunt profesor de istorie, în povestea asta. Pentru că copiii ăștia merită să fie sprijiniți și ar fi frumos, într-adevăr, să fie mult mai mulți profesori care să fie voluntari în această poveste. Pentru că asta suntem, niște voluntari care încercăm să-i ajutăm pe copii să crească.
Am putea să fim mult mai mulți voluntari, dragii mei, chiar și noi, cei care nu participăm activ alături de acești copii minunați, acești tineri minunați, pentru că să-i criticăm e foarte ușor. Eu vă invit, dragii mei, să veniți alături de ei la un eveniment, să vedeți ce suflu este acolo în sală, câte emoții au, cum se ajută, cum se războiesc, pentru că e foarte interesantă competiția dintre ei. Noi, cei de pe stradă, da, la noi ne referim, putem merge alături de ei, pentru că sunt foarte convinsă că vom înțelege această generație. Mulțumesc, Rosi! Vom înțelege această generație altfel, dragii mei. Și nu o să-i mai tot criticăm și o să punem mână de la mână să-i ajutăm. Luca, tu în ce an ești la... Sunt în 2007 și sunt în clasa 10. A, tu mai ai 2 ani. Alexandra. Și eu sunt tot în clasa 10. Mai avem încă 2 ani, sunteți abia la jumătatea carierei. E clar că eu încă mai sper că vor face un robot care să vină să mă dea cu putră pe nas. Îi salutăm și pe Petrileni, echipa de la Petrila. Anul ăsta vor fi gazdă. Am obținut ieri o promisiune, domnul administrator public a făcut o dezvăluire, poate colegele mele de la știri vor da astăzi, va fi un eveniment la Mina Petrila dedicat roboților, ceea ce încă o dată mă duce cu gândul că nu e nimic întâmplător că un profesor de istorie vine alături de informatică. Și aici la Luca Achim e un pic deosebit, pentru că și el vine dintr-un alt mediu. Am văzut și părinți și l-am amintit aici și vreau să-l felicit pe domnul primar de la Leles în mod personal, pe domnul Ciprian Achim. L-am văzut atunci când am fost la Decebal, acum câte o lună ne-am întâlnit, da? L-am văzut cu câtă forță vă susține și ce implicat e. L-am întrebat și atunci, te întreb și pe tine, cum îmbin tu tradițiile de la Lelese cu robotica, frate? Rosi, avem o poză, vreau să o dăm, să-l vedem pe Luca într-o altă postură decât îmbrăcat în... Ia uitați-vă aici, ia spune-ne, de unde-i poza asta? Păi poza asta am plecat cu ansamblu în Galfest, în turnele. Așa. Om de când am fost pe scenă acolo. Da, da, dar tu dansezi? Da, eu dansez. Tu dansezi. Acolo un ansamblu de la Lelese. Da. Acolo se Lelese. Și ce înseamnă pentru tine Ținutul Pădurenilor? Ai exact 3 secunde să ne spui. Înseamnă o tradiție pe care vreau să o duc mai departe. Să fiu sigur că nu o să fiu uitat. Domn profesor, eu vin cu o idee, domnilor mentori. Îmbrăcăm un roboțel în... Să facem o chestie inedită, să-l vedem un roboțel în costumul popular de la Ținutul Pădurenilor. Ce ziceți? De-a lungul timpului am făcut roboți care taie panglica când s-a inaugurat sediul pe care primăria din Hunedoara a avut generozitatea să ni-l facă, să ni-l construiască pentru noi, special pentru cele 2 echipe de robotică. Am mai făcut în primăvara anului trecut, da? Da. Un robot care a dat o lovitură de deschidere a unui meci oficial de fotbal. La așa Corvinu. Da. Așa că poate rezolvăm și cu un robot care pudrează. Va fi simplu să pufăie pudra și... Îmi promiteți? Nu vă promit. Apropo de tradiție, să nu uităm că Hunedoara este un oraș cu o tradiție istorică deosebită. Castelul Corvinilor este un punct esențial. Nu întâmplător echipa Reventec se numește așa pentru a păstra tradiția corbului Corvinilor. Dar în fiecare noiembrie noi avem o manifestare, cred că a ajuns la a 6-a ediție, dacă nu mă înșel, în care ducem roboții în sălile din castel și oamenii vin și văd alăturarea asta între tehnologie modernă și istorie pe care vrem să o continuăm și noi ca tradiție în fiecare an. Să încheiem capitolul, nu ne luăm la revedere, încă mai alocăm un pic timp, că timpul e foarte scurt, pare lung 50 de minute, dar nu e. Concursul regional care s-a ținut la Arad, regionala Timișoara care s-a ținut la Arad și eu am rămas la Timișoara, dar
Care va fi pasul următor după această regională care s-a ținut? Pasul următor este faza națională care se va desfășura anul acesta la Iași, care va reuni aproximativ 60 de echipe din cele 4 regionale, care s-au, 3 dintre ele s-au desfășurat deja, și va fi o competiție de foarte înalt nivel, pentru că echipele românești sunt deja la standardele internaționale. Cele mai bune echipe românești concurează de la egal la egal cu cele mai bune echipe din America, acolo unde este grosul competiției acesta, pentru că vine de la ei competiția. Sunt vreo 7000 de echipe de genul acesta active în lume, dintre care vreo 5000 sunt americane și vreo 200 sunt românești, care sunt acolo alături de cele mai bune din lume. Așa că ne pregătim în următoarele 3 săptămâni pentru faza națională, care va fi și mai intensă decât faza regională. De ce facem alianțele acestea? Să dărâmăm un mit că eu nu l-am înțeles, poate îl înțeleg și cei de acasă. Până unde suntem în alianță și când devenim competitori? Adevărul este că aceasta este ideea formidabilă a acestui tip de competiție. În toate sporturile, echipele concurează individual și se bat în permanență unele cu celelalte. Nu, aici este altceva. Vrem să sădim în sufletul și în mintea generației acesteia ideea să își valorizeze pe ceilalți, chiar dacă sunt într-o competiție cu ei. Termenul oficial este de cooperation, adică de cooperare în competiție. Și în așa fel este gândită o competiție de robotică, încât niciodată nu concurezi singur. Nu concurezi de unul singur, întotdeauna concurezi împreună cu un aliat. Întotdeauna pe teren e o alianță de doi roboți care încearcă să obțină un scor mai bun decât o altă alianță de doi roboți. Și ca să fie și mai palpitant, în fazele de calificări, de pildă la regionala de la Arad au fost 6 meciuri de calificare. Așa. Un computer hotărăște cine este aliat cu cine. Sorții au hotărât ca RobotX și RevanTech într-unul dintre meciuri să fie adversari. Dar asta nu înseamnă că nu suntem în continuare colaboratori și prieteni, doar pentru cele 2 minute și jumătate cât durează o partidă de FTC, atunci concurăm pentru un scor mai bun, dar în rest suntem cei mai buni prieteni. Știi foarte bine că dacă ai un necaz, ceilalți te vor ajuta și dacă ceilalți au un necaz, tu îi ajuți, chiar dacă 2 minute și jumătate concurezi pentru un scor mai bun. Asta va avea consecințe formidabile de-a lungul timpului. Vedeți câte disensiuni sunt între oameni, pentru că încercăm fiecare să ne luptăm mereu cu ceilalți. Noi ne luptăm cu ceilalți doar 2 minute și jumătate și în rest suntem prieteni, cum e echipa din Hațeg, pe care am avut și adversari, am avut și aliați, cum este echipa din Deva, pe care am avut și adversari, am avut și aliați, și crește un alt spirit, un spirit de cooperare, chiar dacă pe moment concurăm pentru ceva. Dar acel ceva este în subsidiar, e secundar, importantă este relația de colaborare și prietenie între toți. Ah, Doamne, nu putem să dăm un exemplu și politicienilor. Aici mă gândeam eu că ce lume ar fi atunci când generația asta va ajunge matură și ei reprezintă deja o masă critică, 200 de echipe din aproximativ 180-190 de școli, de licee din țară, înseamnă deja o masă critică. 7000 de echipe la nivel mondial înseamnă deja o masă critică. E vorba de foarte multe zeci de mii de copii care cresc în spiritul acesta de desăvârșit fair play. Adrian Mureșan din Hunedoara ne spune bună dimineața. Edi, bună dimineața. Dacă ești acasă, hai la cafea. Dacă ești pe drumuri, să ai drumuri bune. Bia aici. Bianca Maria Pașolea ne spune felicitări, sunteți ai noștri și ne mândrim cu voi. Daniela Enea, bună dimineața, felicitări elevilor și profesorilor. Mulțumim, Dani. Alin Eugen Ienciu a scris un mesaj. Felicitări și spor la muncă pe viitor. Felicitări, Luca, și suntem mândri de voi, de toți. Viitorul Hunedoarei are speranță în voi și istoria să se repete. Vă doresc, căci Hunedoara pe vremuri a fost printre primele județe din țară în industrie. Mulțumim! Mulțumim îndrumătorilor și totodată sponsorilor și celor care
ce au sprijinit activitatea voastră într-un fel sau altul. O emisiune faină de matinal și un impuls de dimineață de voie bună și spor. Începem astăzi o zi superbă. Felicitări tuturor. Mulțumim, Alin Menciu. Dragii mei, începem partea cealaltă, neplăcută, a părții frumoase. Pentru că totul se rezumă la bani. Și frumos momentul, când venim cu diplomele, felicitări, dragii mei, încă o dată pentru tot ce faceți, dar e interesant să aflăm câți bani ar costa o participare de genul ăsta. Aveți vreodată o socoteală reală la câți bani puneți jos pentru o participare din asta? Nu numai că avem o socoteală, avem un business plan fără de care nu putem funcționa. De exemplu, anul acesta, resursele noastre pe care le-am consumat deja s-au ridicat la peste 120.000 de lei pentru cele două echipe. Componentele de robot care sunt obligatorii, electronica robotului este obligatorie de achiziționat din Statele Unite pentru că e singura acceptată în competiție, motoarele sunt obligatorii, bateriile sunt obligatorii, doar astea fac undeva către 1.500, către 2.000 de dolari. Și dolarul la noi e mai scump decât la casele de schimb, pentru că implică cheltuieli de transport uriașe, cam 40% se adaugă peste prețul de catalog al componentelor, plus TVA-ul de 19% care se calculează din toate astea. Deci efectiv sunt sume uriașe pe care trebuie să le avem la dispoziție și nu le putem avea de la școală, nu le putem avea de la sistemul de învățământ, le avem numai din bunăvoința sponsorilor, la care apelăm în permanență pentru a avea măcar minimul necesar ca să putem lucra. De pildă, ca să ne deplasăm acum la Arad, am fost sprijiniți de Facultatea de Inginerie din Hunedoara cu microbuzul, Facultatea Aurel Vlaicu sau Vasile Goldiș, că Vasile Goldiș ne-a asigurat cazarea, pentru că altfel bugetul nostru nu ar mai fi putut acoperi deplasarea și ne gândim cu groază pentru deplasarea de la Iași, să duci 30 de copii pentru 4 zile în capătul celălalt al țării. Sunt niște resurse pe care chiar în acest moment nu le avem. Suntem la cheremul oamenilor care pot să ne sprijine pentru deplasare. Nu mai vorbesc de componentele de robot, care sunt multe, înfiorător de scumpe, și sunt unele dintre ele obligatorii. Șuruburile nu sunt, găsim și în comerțul nostru șuruburi, găsim materiale de construcție, cum ar fi tablă de aluminiu, cum ar fi policarbonat, deci ne descurcăm cu unele lucruri cumpărate din comerțul nostru, dar componentele cheie vin de dincolo de ocean. Luca, ai un minut și jumătate să te uiți la o cameră și să convingi un antreprenor să fie alături de tine. Imaginează-ți că în spatele camerei este un om cu bani. Imaginează-ți că acel om deține o comoară la care tu vrei să ajungi. Tu, ca tânăr, în clasa 10-a, vrei să-l convingi să vină spre tine, în sprijinul tău și a echipei tale, să deschidă acea pungă, să vină la voi. Ai minut și jumătate, așa, să te gândești în puține cuvinte ce îi spui unui antreprenor care are bani. Mulțumesc pentru ocazie. Nu e greu de spus faptul că știm cu toții că o parte din impozitele care le dăm la stat îl putem direcționa către asociație. Noi, ca echipe de robotică, avem o asociație dedicată pentru așa ceva și nu cred că ar fi atât de greu să ne dea acea parte nouă. Că se poate finanța și, bineînțeles, o să ieșim toți un pe plus, cum știi. Care va fi plusul antreprenorului? Faptul că ne vom mândri peste tot cu ei, eventual vor apărea pe tricouri, pe rola, neapărat, sau la standul nostru. Și de ce să nu facem o comunitate mult mai frumoasă și mai mare? Putem mări comunitatea în acest mod. Alexandra, n-a folosit un minut și jumătate, a folosit mai puțin. Același lucru. Eu sunt o tânără, vreau să merg mai departe,
al minut și jumătate să convingi un antreprenor să vină, să deschidă punga și să fie alături de voi, să... Cum îl convingi? Ce îi oferi? Care e avantajul acelui antreprenor că vine alături de voi? Cred că cel mai mare avantaj ar fi faptul că se poate implica în viitor, pentru că noi suntem echipe de robotică care încearcă foarte mult să contribuie la crearea unui viitor mai bun și, de asemenea, poate ști că a contribuit cu, cu ceva la societate prin ajutorarea echipelor noastre de robotică. Asta înseamnă să ai PR? Da. Foarte frumos spus și Luca și Alexandra, dragii mei, au nevoie de ajutor. Eu aș spune, așa cum a spus Alexandra, haide să investim în viitorul nostru, pentru că ei sunt viitorul nostru. Roboții pe care ei fac astăzi par jucării. Tot ce astăzi folosim în industria medicală, că asta poate vă impresionează mai mult, ce folosim în industria medicală a pornit de aici, de la acești tineri, nu neapărat la invitații mei, dar copiii care astăzi sunt copii și avem impresia că se joacă, au creat primii roboței care pe urmă au ajuns acei roboți care astăzi ne operează și nu mai sângerăm. Tot ei au inventat și acei roboți care înlocuiesc munca grea, dragii mei, pentru că sunt domenii de activitate în care omul depunea un efort foarte mare, nu mai ridicăm greutăți și, domnii profesor, dacă din istorie vorbind, ar fi fost istoria altfel dacă exista un roboțel acum 100 de ani? De obicei, istoria nu se face cu ce ar fi fost dacă, dar totuși, dacă ar fi existat un... Așa. Roboțel acum 100 de ani, probabil că lumea noastră ar fi fost la un alt nivel în acest moment. Noi am evoluat în ultimele 100 de ani foarte repede, dar lucrul ăsta se poate doar cu inovație, doar cu ajutorul tinerilor. Tinerii au mintea, să spunem așa, odihnită. Smart, și această odihnă, practic, o folosesc înspre a inova, înspre a realiza lucruri interesante. Ei nu au limitările pe care deja le avem noi de la o anumită vârstă și lucrul ăsta îi face cumva să gândească, cum zic englezi, out of the box. Și atunci lucrul ăsta este deja este foarte important. E foarte important pentru viitor. Adică noi ne gândim la trecut, că sunt de istorie, dar în același timp trecutul construiește viitorul și noi ce facem? Ne inspirăm din faptul că în trecut oamenii au inovat și lumea noastră este mai bună, mai puține boli, mai puține, să spunem așa, lucruri rele, putem spune lucrul ăsta. Și gândim că dacă investim în continuare pe partea asta, vom ajunge la un nivel în care partea rea a lumii acesteia va fi din ce în ce mai redusă. Ne-am vorbit foarte mult despre roboții aici. Roboții pentru noi nu sunt decât vârful icebergului. Ei au o mulțime de preocupări în sensul rezolvării problemelor lumii. În primăvara anului trecut, un program scris de copiii ăștia a rulat pe Stația Spațială Internațională timp de 3 ore, 2 ture în jurul Pământului, a colectat 900 și ceva de fotografii pe care ei le-au prelucrat cu programul pe care l-au făcut ei și au putut determina starea de sănătate a vegetației plantelor. Ei acum lucrează la implementarea mai aproape de pământ, mai pe pământ a acestei aplicații, să o punem pe drone. Mâine așteptăm rezultatul de la o competiție în care s-au înscris cu acest proiect referitor la determinarea instant a stării de sănătate a vegetației folosind de data asta drone, ca să poți să le trimiți când vrei, pentru că am avut neșansa ca în cele 3 ture în jurul pământului, în cele 3 ore în jurul pământului, să prindem doar 2 porțiuni de uscat din America de Nord și din Australia și doar astea ne interesau pentru proiectul nostru, dar cu o dronă poți să faci asta oriunde, să vezi cum o duc pădurile, să vezi cum o duc culturile și asta va avea un impact deosebit asupra felului în care vom reuși să ne asigurăm hrana.
Ăsta fiind doar un exemplu de, de alte proiecte pe care ei le desfășoară. Și eu vreau ca cei de acasă să înțeleagă că, de fapt, nu investim în tineri și în copilăriile lor. Odată, unu, apreciez foarte mult profesorii și mentorii care se ocupă de orice tânăr talentat, pentru că această generație smart, spre cum îi numesc eu, spre deosebire de noi ăștia trecuți de prima tinerețe, au o viață mult mai, nu mai grea, mai plină de informație. Capetele lor, la un moment dat, ai stați mai mult decât mine în jurul lor și presupun că puteți să mă contraziceți dacă greșesc. E un vârtej de informații în capul acestor tineri. Frumos e că un mentor reușește să canalizeze această energie, această cantitate mare de informații care e în capul lor, în sufletul lor, la vremurile astea, să-i canalizeze spre a face ceva bine pentru astăzi și pentru viitor. Într-adevăr, aveți dreptate, ei sunt o generație supra-solicitată informațional, din păcate cu multă informație fără valoare și mult dintre ei cad și rămân în capcana informațiilor mărunte, lucrurilor mărunte, de știu și eu, care nu au nicio greutate reală, și de aceea încercăm să le arătăm că sunt și alte lucruri interesante care pot fi făcute pe lumea asta și nu numai că sunt interesante, dar au și importanță pentru viața lor, pentru felul în care se dezvoltă ei și pentru felul în care învață să rezolve probleme de adevăratele. Adică să nu fie doar consumatori de informație, să fie creatori. Pentru asta avem nevoie, dragii mei, de dumneavoastră, cei care dețineți punga. Poate fi puțin, poate fi mai mult, poate fi oricât, poate fi voluntariat, poate fi cum, poate fiecare să-i ajutăm pe acești tineri să își creeze un mediu frumos de trai, de viață și să nu-i întâlnim prin cafenele și cum e. Da, ne-am învățat să-i criticăm. Cât timp liber ai, Luca? Un timp dedicat ție, personal. Facem excepție școala, am povestit cu domnul profesor, cu ambii domnul profesor. La școală faceți teme, rezolvați probleme din culegeri, pe urmă rezolvi problemele echipei, stai cu prietenii de la roboți. Timpul tău liber, cât rămâne? Ați fi surprinși dacă v-ați spune că avem timpul nostru liber. Când? După robotică. Pentru că dacă stai să ne gândim, prietenii noștri cumva sunt și ei implicați în robotică. Și atunci nu mai e problema asta, plec de la robotică, mă duc să mă fac cu prietenii. Nu. Prietenii mei sunt acolo, stau cu ei, mă stresc cu ei în timp ce construim sau ceva, să ajută societatea mai departe. Și avem și timp liber după. Dăm de ajuns cât să poți să faci tot ce vrei. Ce e frumos. Nu-l prea cred, dar mă rog, o să vedem. Alexandra, tu ai timp liber, timpul tău liber și ce faci? Eu am descoperit că ai lui prieteni la Robotics. Da, el mai are prieteni și la ansamblu, el mai are prieteni, nu știu cum îi ajunge lui 24 de ore, mai am eu un prieten de la Centrul de Cultură de Șarte, nu înțeleg cum îi ajunge, eu cred că ziua lui are 26 de ore. Nu descoperi. Alexandra, tu ai timp liber? Da, încerc tot timpul să-mi găsesc timp și pentru mine. Eu de asemenea mă implic în activități de voluntariat, în afară de robotică. Ferească voluntariat. Da, sunt pe partea de PR și la Interact Medoara, care este un club de voluntariat care organizează diferite evenimente pentru tineri. Și sunt tot pe partea de PR, sunt director de PR la Consiliul Județean al Elevilor Medoara, care practic se ocupă de reprezentarea elevilor la nivel județean. Dar cu toate astea încerc să găsesc timp și pentru mine, am și eu pasiuni, îmi place să citesc, de exemplu. Care pasiune îți arată? Arta, da? Cuvânt greu, arta. Ce artă îți place? Dacă, așa, ce apreciez? Nu știu, îmi plac aproape toate tipurile de artă. Eu, de exemplu, mă ocup și cu fotografia, fac poze, de exemplu, la evenimente, dar nu numai la evenimente, fac poze și în timpul liber. Îmi place și să desenez, propriu zis, cam asta e. A cui a fost ideea cu acadelele? Ideea cu acadelele a fost a unei mame, a unui membru de la noi din echipă care le-a văzut albastre și a zis că se potrivesc foarte bine cu personalitatea echipei.
M-ați înnebunit porcalele la un moment dat, aseară vreau să vă scriu și mie acadea dimineață mi-aduceți. O salutăm pe tanti Maria Hinț, ne spune bună dimineața, felicitări elevilor și profesorilor, e bunica Biancăi. Să rămână, tanti Maria, vă mulțumim că sunteți alături de noi. Noi aici suntem o familie și sper să reușim să strângem membrii în familia noastră cât mai mulți, așa cum sunt profesorii de astăzi, cum sunt cei doi tineri frumoși și talentați care sunt aici alături de noi, așa cum sunt mentorii de la Decebal și cum sunt toți profesorii implicați și copiii, elevii de la Decebal. Aici mi-aduc aminte de Eliza și Matei, că pe Eliza în sfârșit s-a mimerit numele, că pe Eliza noi am botezat-o Luiza și ieri cred că i-am spus tot la fel, nu mă mai contrazice nimeni. Camelia Cotoară o se uită la emisiune, o salutăm, e alături de noi, îi mulțumim că e alături de noi și de acolo, de departe, de casă, faptul că ne privește, ne aduce mulțumire. Ce rămân la generația tânără, încă puțin. Și noi. Și noi. Și rămâne la sentimentul nostru. Să știți că tinerețea e molipsitoare. Da. Eu mereu spun asta. Și de câte ori merg la o acțiune cu tinerii, vin de acolo mult mai sănătoasă. Nu mi-e mai doare nimic. Sunt la concurență cu ei. Nu vă spun ce vârstă am. În curând pe marile ecrane. Dar e, să știți că e discutabil. Să știți că nu vine cu cântec. Câtă răbdare mai aveți? Mă întorc la tine, Luca, imediat. Câtă răbdare mai aveți? Mai sunt resurse de răbdare, pentru că colaborarea cu ei este într-adevăr dătătoare de energie, pentru că noi nu mai suntem la prima tinerețe și ne alimentăm cumva din entuziasmul și din energia lor. Cumva intrăm și noi în partea asta de nebuniale lor, în care mai râd, mai glumesc, râdem și noi și glumim cu ei. Fiul dumneavoastră a plecat. De ce ați rămas alături de echipă? Pentru că mai are un fiu. Și e tot în echipă? Da. El este programatorul de la Robotics. Adică eu sunt mentor principal la Raventec, dar copilul este în Robotics. Deci aici e așa o trepătundere între cele două echipe. Și ar fi surprins de acasă cum se ajută și cum se întrepătund echipele și cu toate astea roboților sunt diferiți. Adică, deși sunt făcuți în același spațiu, care nu este totuși foarte mare, dar e același spațiu și roboților la final iasă diferiți, pentru că fiecare merg pe alte idei, nu vor să semene cei doi roboți, dar se ajută. Dacă unul dintre copiii vede la celălalt robot că ceva nu este în regulă și se pare că s-ar putea îmbunătăți, mai spune, le spune celorlalți, vedeți că ați putea să modificați lucrurile în privința asta altfel. Deci acolo este o comunitate. Deci noi formăm o mică comunitate de copii, mentori, părinți, pentru că și părinții s-au implicat foarte mult anul acesta, trebuie să recunoaștem. Deci, efectiv, am format o mică comunitate. Și adevărul e că fără stilul ăsta de comunitate, nu știu cum ne-am păstrat și noi mentorii tinerețe. Adică simți așa că treci din nou când îi vezi pe ei că se bucură, că au reușit să facă ceva. Deci, și... Da, copilul meu propriu este clasa 11 și va termina liceul, dar cred că tot aici voi rămâne, adică tot ca și mentor. M-a marcat copilul meu propriu, deci e copilul propriu, că toți sunt copiii lui. E foarte interesant asta. Păi da, sunt ai noștri. Copilul meu propriu e copilul meu propriu, dar copiii mei sunt toți. Foarte frumos spus. Cred că asta face diferența între cei care pot să facă ceva și cei care nu pot să facă ceva, cei tineri care, dacă îi simțiți și dacă simți că un prieten de-al tău are o problemă, ce faci? Mă refer la o problemă, nu neapărat de robotică. Încerc să consolez dacă este cazul, încerc să-l ajung și dacă poate să-l descurs puțin, să aflu, să intru cumva în subiectul, temă, ca să pot să ajut cât de mult pot eu. Care e visul tău? Fii atent, emisiunea rămâne pe YouTube, Facebook, Insta, o bucăți și pe TikTok, un alt tânăr
ca și voi, Alin va încărca astăzi bucăți, că noi avem aici pe Bianca, pe Alin și pe Andra, trei tineri minunați care ne-au demonstrat că putem avea încredere în această tinerețe, în acești, în această generație tânără. Care e visul tău și ce vei spune astăzi va rămâne în eternitate? Care e visul tău astăzi, astăzi? Nu robotics, nu tradiții, nu. Care e visul tău astăzi? Tu, Luca Achim, care e? Să scutez prin munca roboților, munca pe care o depun mult, în mare parte din oameni. Să ajungem toți la același nivel. Adică să nu mai fie locuri unde diferența aia materială este, se spune cuvânt. Nu să ajungem la același nivel. Să nu mai existe conflicte, să nu mai existe comparări între mari și multe. Frumos, voi vis și măreți. Alexandra, care e visul tău? Să fac o schimbare în comunitate. Pur și simplu să ajut la o schimbare și să ajut la a face o comunitate mai bună, mai bună decât e la momentul actual. Ce e defect în societatea de astăzi? O idee prin ochii unei tinere, clasa 10-a, dragii mei. Ce vezi tu defect la societatea de astăzi? Mi se pare că lumea nu ajută suficient. Mi se pare că cumva nu ne implicăm suficient în a ajuta comunitatea și nu încercăm suficient să fim buni. Ne e mai ușor pur și simplu să ne prefacem că unele probleme nu există decât să încercăm să le rezolvăm. Cuvântul ăsta ajutor îl folosim foarte des și deja l-am uzat. E uzat așa cuvântul ăsta ajutor. La fel cum am încercat să uităm după 89 cuvântul interes, care nu e un... I-am dat-o noi o conotație proastă. Până la urmă toți ne trezim pentru un interes. Dimineața să facem ceva în viață, bani și așa mai departe, să ne plătim facturile, interesele diferă. Cuvântul ajutor este un cuvânt uzat, dar noi în continuare îl folosim. Cum percepi tu, un tânăr, în clasa 10-a, cuvântul ajutor? Adică în momentul în care spui că vrei ajutor de la societate, ce înțelegi tu prin ajutora pe cineva, ajuta pe cineva? Ai oferi un sprijin, atât din punct de vedere moral, pentru că e foarte important ca persoană să îi încurajezi pe ceilalți și practic e foarte important și pentru mine ca tânără să primesc încurajare din partea celorlalți. Pentru mine asta înseamnă partea asta de ajutor și sprijinul acesta moral. Nu doar ajutor material sau de orice alt tip. E sprijinul acesta că știi că cineva e alături de tine. Noi nu ne referim tocmai la, totdeauna numai la bani. Asta am vrut să înțelegeți, dragii mei, cei din spatele camerelor de luat vederi, cei de acasă. Tinerii nu așteaptă neapărat doar bani. Așteaptă susținere pentru că e impresionant. Acolo la Hunedoara e un lucru... voi sunteți asta, partea asta cu voluntariatul, eu am mai avut nevoie, mereu când am avut nevoie ați sărit și m-ați ajutat. E foarte interesant că sunt așa cum sunt voluntari și la alte licee, dar acolo la voi e o chestie interesantă cu voluntariatul. O într-o altă emisiune, că nu mai avem atâta timp încât să putem dezvolta ideea. Ce vei face după ce vei termina liceul? Adică ce-ți dorești să faci după ce vei termina liceul? Să continui studiile. A, bun, ok. În ce domeniu? Robotică și automatizare. Deci setat, frate, pe robotică și automatizare. Nu știu ce să face comunalele, se domn primar, nu știu cum o să vă treziți cu robot prin comune, nu știu care e acolo, vedem, venim la LLS să vedem cum se va ține Nedea după ce termină Luca facultatea de robotică. Alexandra, care e visul tău, ce vei face după ce vei termina liceul? Poate părea surprinzător având în vedere că sunt într-o echipă de robotică, dar eu aș vrea să fac medicină mai departe. Wow! Da! Medic de ce? Nu sunt foarte sigură încă, dar sunt sigură că vreau să fac medicină pentru că vreau să mă implic în comunitate și să ajut lumea, cum am mai spus. Am mai avut membru în echipa de robotică care a terminat liceul și care este la medicină. Deci, da.
se poate. Spus. Da, și probabil va găsi un prieten din echipa de robotică care să-i facă un instrument care să ne ajute. Eu așa zic, așa funcționează lucrurile. Cred, greșesc cu nu, ceva? Nu, funcționează deja o mulțime de roboți în domeniul medical, care din păcate îi aducem de peste ocean și pe aceea cu contra foarte mulți bani, dar am speranța că generația asta va fi în stare să facă și roboții medicali de care avem nevoie și roboții industriali de care avem nevoie și toate lucrurile de care avem nevoie sunt posibile printr-un astfel de efort al unei generații tinere. Un profesor de istorie, ce mesaj le-ar adresa nu doar copiilor lui, proprii sau din preajma, e total aceasta și o să o țin minte și o să vă plagiez, domn profesor, de foarte multe ori în viitor. Ce mesaj aveți pentru generația tânără? Acum, așa, dumneavoastră, ce le-ați trimite? Un profesor de istorie care trăiește cu roboții fiecare zi, care ar fi mesajul pentru tineri? Mesajul pentru tineri ar fi să încerce să fie cât de bun se poate, să încerce de fapt să folosească tehnologia, nu să se lase folosiți de tehnologie și nu în ultimul rând să se implice în, să se implice în tot ceea ce cred că este bun în jurul lor. Pentru că cred că implicarea este cheia problemelor noastre. Da, și tehnologia este o cheie, dar o altă cheie, într-adevăr, este implicarea. Dacă toți ne-am implica în timpul nostru și să ne mai mână și din timpul nostru liber, nu contează, dar totuși avem suficient de mult timp în care, dacă fiecare ne-am implica câte un pic, lumea asta ar fi mai bună. Și asta le recomand tinerilor, să se implice. Să se implice în lucruri bune și frumoase. Și când un om în etate mai mic, mai mare, mai în vârstă, mai tânăr, vă întoarce spatele, nu renunțați, dragii mei. Mai trageți-ne o dată de mânecă, că poate nu suntem atenți întotdeauna la nevoile voastre. Știm că primăria Hunedoara, înainte de a ne lua la revedere, știm că primăria Hunedoara vă ajută. Mi-ați spus asta, nu o dată, de mai multe ori. Știm că domnul primar cât poate se implică în acțiunile cu tineri, citește chiar povești celor de la grădiniță, nu înțeleg când are timp, dar mă rog, lor le mulțumim, le mulțumesc eu în numele dumneavoastră și a echipei și a elevilor. În câteva cuvinte să le spuneți celor care au bani, înainte să ne luăm la revedere, mesajul din această dimineață. Cum îi convingem pe antreprenori să vină alături de noi și de acești tineri minunați? Prima mea propunere este să vină pe la noi și să vadă la fața locului ce se întâmplă acolo. Vă invit și pe dumneavoastră, dacă aveți posibilitatea, să veniți la noi și să-i vedeți roboții la lucru, pentru că sunt impresionanți. Roboții aceștia sunt ca și roboții industriali performanți. Au camere video, pot recunoaște obiecte, pot face sarcini singuri, e prin forma concursului 30 de secunde, robotul trebuie să facă o mulțime de lucruri singur, nu au voie să îl comande. Și când vor vedea despre ce este vorba, vor vedea ce capabilități sunt în tinerii aceștia, poate că se vor gândi atunci ca din ceea ce pot oferi să le ofere tinerilor și prin asta să-și ofere pentru ei înșiși, pentru viitor, niște oameni foarte bine clădiți, niște rezolvitori adevărați de probleme. Deci vă mulțumesc, vă felicit încă o dată, dragii mei tineri, vă doresc multă putere, nu cedați, nu cedați, nu dați niciun mutru. Inteligența artificială, dacă o ignorăm, nu va dispărea, dragii mei. Dar putem să învățăm, alături de această tânără generație, să o folosim în beneficiul nostru.
pentru că mai devreme sau mai târziu va trebui să conviețuim cu ea. Eu asta îmi doresc, să învăț să conviețuiesc cu ea, nu să mă oblige ea să conducă ea, să învățăm să conviețuim cu ea. Iar ei ne pot ajuta pentru că ei înțeleg lucrurile altfel. Vă doresc succes, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă mai așteptăm la Dale Dimineții și ne luăm la revedere, dragii mei, ne revedem mâine dimineață. Mâine dimineață vom vorbi despre artă, despre roșu și alb, cum a luat naștere mărțișorul, cine l-a adus, de unde l-a adus, l-am creat noi, românii, nu știu, vom vedea mâine dimineață. Alături de mine, în platoul Dale Dimineții, aici la Hunedoara 1 TV, va veni Anca Stroiteanu, Luminița Miclea și Ileana Roșca, trei femei minunate care aduc primăvara în fiecare an de 1 martie. Ele vin de la Brad. Până mâine dimineață, haideți să împletim un sentiment de prietenie, de iubire pentru oamenii din jurul nostru. Eu pot doar să vă spun că vă iubesc și pot să vă spun și să vă rog să iubiți și voi și să și spuneți asta celor din jurul dumneavoastră.